Hello guys, welcome to my channel, this is Shadow Casey. Salut și bine ai revenit pe canalul meu de YouTube, că doar nu suntem pe Facebook aici. Bă, s-a întâmplat ceva foarte nașpa în sezonul ăsta, în primul sezon la FCSB din FIFA 20. Nu mi s-a întâmplat niciodată în FIFA chestia asta, o să vedeți puțin mai târziu. Aici avem un match cu Astra înainte de playoff. Până una alta vă invit să apăsați și voi butonul de subscribe, clopoțelul ca să primiți notificări când postez ceva nou și butonul de like în caz că vă place treaba asta. Așa mă motiva și pe mine, m-a ajutat și pe mine să cresc canalul. După cum vă spuneam, s-a întâmplat ceva destul de nașpa, vedeți mai încolo puțin. Am ales să trec repede prin fazele astea importante din puținele meciuri până la playoff pentru că am vrut să ajung cât mai repede la punctul culminant. Să vedeți ce s-a întâmplat, ce mi s-a întâmplat. O nouă fază și o nouă ratare. Vreau să-mi upgradez echipa, să păstrez puțin jucători din locul actual pe care l-am. Vreau să îl vând pe Noere pentru că nu mi se pare extraordinar. Tot pune pelse, tot îngrașă, nu știu ce se întâmplă cu el. Da, s-a terminat 0-0. Ia să mergem mai departe. 8 șuturi cu 5, 5 pe poartă cu 1, 49% posesie pentru FCSB. Aici jucam împotriva celor de la voluntari. Am impresia că ăsta e unicul gol pe care l-am dat. Dragoș Nedelcu. Bă, e bunicel omulețul ăsta. Da, așa s-a terminat 1-0. Abia am bătut. Hai, jucam la ea și acasă. Ne mai revenisem puțin. Ia să vedem prima fază importantă și se duce gol Noierei. Dar o să pleci curând. 1-0 pentru FCSB. La ea și acasă s-a terminat prima repriză. Intrați și voi pe Facebook și pe Instagram, o găsiți sub numele de Shadow KZE. Dați acolo un follow, un like, ce vreți voi. 2-0, rezultat final, la Poli așa acasă. Mai departe, avem la noi acasă cu Gaz Metan, era deja 2-0 pentru ei. E minutul 78. O nouă acțiune pentru Gaz Metan, să vedem dacă ne mai marchează un gol, nu mai vedem. O altă acțiune pentru FCSB, hai cu golul, hai cu golul, că vrem să egalăm. Hai cu golul, gol! Da, brav, ai dat gol degeaba că nu ne ajută. Încă o fază pentru cei de la Gaz Metan, un șut, un șut pas așa. Și am luat bătaia acasă de la Gaz Metan Mediaș cu 2-1. A mers destul de prost, tocmai de aia s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Aici eram conduși de Universitatea Craiova, tot acasă. Avea 1-0. Hai, man, hai. Pas pentru Noere. Noere mai departe pentru Coman. Coman se îndreaptă spre poartă, Coman. Și e deposedat. Ia să vedem pe Bizonu. Frumoasă acțiune, dar șutul a fost destul de slab. Oh, 1-1. 1-1 acasă cu Universitatea Craiova. Nu aveam voie să luăm, bătaie pentru că suntem destul de jos în clasament și vrem să mergem în play-off, să mergem în cupele europene anul ăsta. Oricum nu mai am șansa asta pentru că uite, deja venise iarna în adevăratul sens al cuvântului, a nins și am mers la Cluj să întâlnim pe cei de la CFR. Aici conduceam cu 1-0, minutul 67. Ne revenisem puțin. O nouă acțiune. Hai, Salomau. Pasă pentru Mutinio pentru Tănase. Șut și direct în brațele portarului. Gol!
schimbare intră Pintili. Uite, asta s-a întâmplat. M-a dat Becali afară pentru că n-am îndeplinit cerințele contractuale și uite așa am fost demis. Și am primit contract, ofertă de contract de la Clinceni, pe care am acceptat-o, dar doar pentru unul sau două meciuri, pentru că uite, tocmai pe cine am întâlnit în primul meci la Clinceni, pe FCSB. Nu am acceptat, am vrut să refac campionatul, să ajung unde am rămas, să fiu mai atent la obiectivele cerute de către conducere și să fie totul ok, ca să mergem mai departe, să ajungem în primăvara europeană. 4-1 cu Dinamo, acum iar avem cu Dinamo în deplasare. 1-0. Îmi place să număr. Hai, numărați și voi cu mine. 2. Ajungem. O nouă acțiune. Ajungem la poartă și bară. Era gata să fie 3-0. Când am reluat campionatul la FCSB, îmi cer scuze, 3, parcă au început să meargă lucrurile mai bine. 4. I-am rupt, pur și simplu, i-am rupt. 5. După un scor de 4-1, 5-0, tot împotriva celor de la Dinamo. Ăsta e managerul, adică eu. Și uite așa ajungeze pe locul întâi. Aici erau meciurile din play-off, de acasă cu Astra, din nou. A început să meargă treaba mai bine. O nouă acțiune pentru Steaua, Coman. Și Coman, gol, bară, gol, frumos. Ăsta mi s-a părut un gol foarte interesant. Unul din cele mai frumoase goluri pe care l-am dat în FIFA 20 până acum. E mai rar, bară, gol. Băi, aștept și comentariile voastre dacă vă place cariera mea și dacă vreți să continui. În episodul următor aș vrea să arăt calificarea către cupele europene, să vedem dacă ne calificăm, cu cine ne calificăm, cu cine ajungem în grupe și așa mai departe. Aștept și comentariile voastre, chiar mă interesează și părerile voastre legate de cariera asta. Sunt curios dacă ați vrea să fac carieră cu altcineva sau, eu știu, un nou gol pentru noi, 3-1. Scor în minutul 53. Ia să vedem, facem 4-1. Și gol, 4-1 pentru FCSB împotriva celor de la Astra Giurgiu. O nouă acțiune. Atacăm și iar atacăm. Nu se poate. 5-1. Hai cu 6-1. Vinclu. Aici aveam la Viitorul acasă. Treceam și de Viitorul. O duceam cu 2-1. Aproape 3-1. Era o fază grea. Din nou cu Viitorul acasă la noi. Aveam 1-0 minutul 51. Vreau să precizez că astea sunt meciurile din play-off înainte de terminarea definitivă a campionatului. La a doua încercare, după ce am fost dat afară de Gigi Becali, spunem așa, treburile au început să meargă mai bine. Am început să mă concentrez asupra echipei, asupra cererii, asupra dorințelor jucătorilor și așa mai departe. Am făcut o notă destul de bună, ajunsesem pe la 93.
ca și manager, adică foarte bine. Aș vrea să mă bag și eu în, să fac niște serii de FIFA Ultimate Team. Am jucat puțin pe acolo, dar nu prea m-a atras, îmi place foarte mult cariera în FIFA. O să începem seria și cu Volta. Oh, băteam și pe CFR cu 3-0 aici. C-am zis și de seria de Volta, că o să începem. Eu am început deja, adică am ajuns un pic mai departe, dar nu-i nimic, o să facem de acolo de unde am rămas. Am câștigat câteva competiții. Dar e foarte tare și Volta. Încă un gol și încă un gol și golurile vin pe bandă rulantă. Băi, dacă vă plac clipurile de genul ăsta și vreți să mai fac carieră cu FCSB sau cu orice altă echipă doriți voi, carieră în Volta, în FIFA Ultimate Team, dați și voi subscribe, butonul de like, apăsați-l clopoțelul să primiți notificări. Am câștigat cupa națională, am câștigat campionatul și m-am calificat în cupele europene, în play-off. O să vedeți în episodul următor ce voi face, cum voi face, cu cine voi ajunge în grupă și așa mai departe. Na băi, Becali, că m-ai dat degeaba afară, vezi că pot, mă, vezi mă că se poate. Hai, v-am pupat, ceau!